Pompierii își prezintă tehnica de intervenție pe esplanada Teatrului Național. Activitatea face parte din seria evenimentelor ce marchează Ziua Protecției Civile din România. Azi, toți cei care au trecut prin centrul Craiovei au putut vedea echipamentele de intervenție specifice, dar și autospecialele cu care se intervine în caz de cutremur. Suntem aici ca să ne cunoască mai îndeaproape populația, totodată îi invităm să vină aproape de noi. Suntem cu toate utilajele care le folosim în diferite situații de urgență și tot felul de măsuri pe care le putem prezenta în, pe care dânșii să le aibă în vedere atunci când se întâmpină o anumită situație de urgență. Ateliere pirotehnice, prezentarea unor tehnici de acordare a primului ajutor medical și autospeciale, toate au putut fi atent studiate de către craioveni. Specialiștii au acordat informații tuturor celor interesați de echipamentele cu care se intervine. Aici avem atelierul pirotehnic, unde o să le prezentăm craiovenilor și tuturor persoanelor interesate câteva tipuri de muniții pe care le-am ridicat de pe teritoriul județului Dolj, materiale pe care le folosim în activitățile de asanare a muniției și mai târziu de distrugerea ei în poligoane. Mâine sunt programate ceremoniale pentru sărbătorirea Zilei Protecției Civile, care se vor încheia în piața Mihai Viteazul cu înmânarea drapelului de luptă al unității.